Povestea noastră de astăzi ne arată că în istoria unui popor, personajele politice, carismatice, joacă deseori un rol nefast. Subiectul nostru de astăzi a fost într-adevăr un personaj carismatic, dar aceasta nu l-a împiedicat să devină un criminal. Pentru unii, respectivul personaj a fost un salvator al neamului. Pentru alții, el a fost doar un șarlatan politic. Așadar, în episodul de astăzi, vă propun să vorbim despre Corneliu Zelea Codreanu. Fondatorul și viitorul lider al mișcării legionare din România s-a născut în septembrie 1899 la Huș, în județul Vaslui. Un detaliu mai puțin cunoscut este chiar originea familiei sale. Cel care avea să devină simbolul tineretului naționalist din România avea un tată de origine probabil poloneză, pe nume Zelinski, iar mama sa, Eliza Brauner, era de origine germană. Totuși, cei doi au trecut la religia ortodoxă și tot ortodox l-au botezat și pe fiul lor. Pasiunea naționalistă a tânărului Corneliu Zelea Codreanu s-a văzut încă de la vârsta de 16 ani, când a cerut să meargă voluntar pe frontul Primului Război Mondial. Mai apoi a devenit un student turbulent al Facultății de Drept din Iași. Pentru comportamentul său provocator, el a fost exmatriculat din Universitatea Ieșeană și, spre mijlocul anilor 20, a plecat să-și continue facultatea în Germania, la Berlin și mai apoi la Iena. În octombrie 1924, Corneliu Zelea Codreanu îl împușca în fața unui tribunal din Iași pe prefectul de poliție Constantin Manciu. Acesta a fost primul asasinat politic dintr-o lungă serie pe care avea să o producă extrema dreaptă din România. Arestat imediat, Codreanu a devenit eroul principal al unui proces care s-a judecat la Focșani, iar apoi la Drobeta Turnu Severin. Presa a tratat pe larg procesul lui Codreanu, prezentându-l ca pe o victimă a guvernului. De fapt, un alt lucru mai puțin cunoscut este că de la bun început încadrarea juridică a crimei comise de Corneliu Zelea Codreanu a fost una eronată. El a fost cercetat pentru pregătirea unui complot și nu pentru uciderea unui om. Și cum teza complotului nu s-a putut dovedi, în primăvara anului 1925, Codreanu a fost achitat de tribunalul de la Drobeta Turnu Severin. Acesta a fost momentul său de glorie. De la Turnu Severin, el s-a întors în Moldova natală ca un erou, iar în iunie 1925, el s-a căsătorit într-o nuntă grandioasă cu logodnica sa, Elena Ilinoiu. Tot mai popular în țară, în iunie 1927, Corneliu Zelea Codreanu înființa, alături de câțiva tovarăși de idei, organizația Legiunea Arhanghelul Mihail. Cei ce vor adera la această mișcare se vor numi legionari. Promovând un naționalism cu accente mistice, un antisemitism și un anticomunism virulente, legionarismul a atras mulți români, intelectuali, preoți, muncitori sau țărani. Codreanu nu a fost un mare orator, dar avea în mod cert un simț al spectacolului. Îmbrăcat în ie albă și călare pe un cal alb, apariția sa îi înflăcăra pe adepții mișcării. Crima politică era parte din arsenalul legionarilor, printre victimele lor, numărându-se inclusiv prim-ministrul Ion Gheorghe Duca în decembrie 1933. În alegerile din 1931 și 1932, Codreanu a fost ales deputat în Moldova, iar la alegerile din decembrie 1937, Partidul Legionarilor a ieșit al treilea partid al țării cu peste 15% din voturi. La sfârșitul anilor 30, popularitatea lui Corneliu Zelea Codreanu ajunsese la apogeu, dar el devenise un personaj incomod în politica internă a țării, iar în politica externă se declara explicit ca fiind un admirator al lui Hitler și al lui Mussolini. În noiembrie 1938, regele Carol al II-lea și ministrul Armand Călinescu au decis să lovească în mod direct mișcarea legionară. În numele unui presupus interes al statului, Corneliu Zelea Codreanu și alți 13 legionari au fost uciși în noaptea de 29 spre 30 noiembrie 1938. Lansat în politică printr-o crimă, Corneliu Zelea Codreanu a fost la rândul său asasinat. Dar moartea lui nu a rezolvat nimic, ci dimpotrivă a condus la o altă lungă spirală a violențelor. Morala poveștii noastre apare chiar și în Biblia, pe care Codreanu o purta mereu cu el. Cine ridică sabia, are toate șansele să piară sub o altă sabie. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.